Bună seara, bun găsit la subiectul zilei, astăzi în cea mai călduroasă zi a acestei veri. După cum știți, meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă, iar astăzi temperaturile în județul Dolj au depășit 37 de grade Celsius la umbră. Mai mult, indicele temperatură umezeală a depășit pragul critic al disconfortului termic de 80 de unități. Caniculă în toată regula, putem spune, motiv pentru care am vrut să vedem cum se descurcă craiovenii pe Arșiță și cum suportă căldura. Emisiunea de astăzi va avea trei părți. În prima parte vom discuta despre cei care aleg să se răcorească pe malul Jiului. În cea de-a doua parte vom vorbi despre felul în care se muncește într-o zi de caniculă, iar la final vom afla cum suportă pacienții internați în spitalele craiovene temperaturile extrem de ridicate. Prima temă o vom dezbate în această seară cu colega mea de la Gazeta de Sud, Maria Cernătescu. Bună seara, Maria, bine ai venit! Bună seara! Maria a mers astăzi în vizită pe malul Jiului pentru a vedea dacă există oameni care au decis să se refugieze aici pentru a mai scăpa de căldură. A făcut această excursie și pentru a verifica responsabilitatea dolgenilor în contextul în care ieri după amiază un băiat de 17 ani din cartierul craiovean Mofleni a dispărut în apele Jiului după ce, deși nu știa să înoate, a intrat cu un prieten în apă să se scalde. Scafandrii de la ISU au început aseară operațiunile de salvare, dar până acum fără niciun rezultat. Vă invit acum să vizionăm un material video pentru a vedea ce și pe cine, dacă a găsit Maria pe cineva la Jiu. Vă invit să urmărim materialul. Orașul se topește sub arșița soarelui, iar craiovenii care nu vor să plătească intrarea la puținele piscine disponibile au dat fuga pe malul Jiului. Am găsit un mod de relaxare și pe timpul săptămânii, deoarece și soția este liberă astăzi și am hotărât să ieșim câteva ore pe malul Jiului. Nu vă este totuși teamă? Recent s-a înecat un tânăr aici. Nu. Stăm pe malul Jiului, nu intrăm în apă decât unde puțin, cât să ne udăm și atât. Avem și copilul și nu mă risc. Chiar dacă scăldatul nu este permis și există plăcuțe indicatoare ce spun clar acest lucru, pentru amatorii de răcoare asta nu mai contează. Tinerii au și argumente. Ei spun că nu îi interesează scăldatul, ci vor doar să se bronzeze. Eu nu intru nici la stradă în apă, că mi-e frică, dar aici stau adică să fac plaje. Eu am venit să facem plaje, dar nu avem unde. Și nu ți-e teamă să faci baie, că se tot întâmplă, nu uite, tineri se neacă. Nu baie. Nu faci deloc baie. Nu că are multe boli. Cât despre tragediile care se petrec în fiecare an pe malurile Jiului, acestea nu par să impresioneze pe tinerii care fac și glume pe seama lor. Dacă mă neg, mă salvați? Da, eu o salv după tine. Maria, iată că Jiul este un fel de mare a oltenilor și se pare că oamenilor nu le este teamă să meargă să facă plajă, să se scalde pe malul Jiului, chiar dacă această zonă nu este autorizată, nu este amenajată pentru astfel de activități. Da, într-adevăr, cum spuneai și tu aseară, noi am primit această veste. Pentru noi, ca jurnaliști, este o știre, dar, din păcate, pentru persoanele al cărui copil s-a înnecat în apele Jiului, este o tragedie. Am vrut azi să vedem dacă oamenii sunt speriați de acest lucru, pentru că noi știm și am tot scris an de an, lucrul acesta se întâmplă. Cam în fiecare vară da, se întâmplă. Cum s-ar spune, apa își cere tributul an de an. Și totuși oamenii continuă să meargă în fiecare vară pe plajele neamenajate, în special ale râului Jiu. Întâlnim asta în zona Podari, în zona Bucovăț și la Ișalnița. Chiar de aseară, colegii mei care au mers la fața locului îmi spuneau că erau grupuri de tineri care se găseau pe plajă și, din potrivă, nu erau speriați de acest incident, chiar se amuzau. Polițiștii care au fost acolo le-au atras atenția. Am vrut să văd dacă acest lucru se întâmplă și azi, pentru că, într-adevăr, temperaturile au fost ridicate și am mers în zona Bucovăț, la podul Jiului, unde, într-adevăr, scafandrii de la ISU continuau aceste căutări. Tânărul nu a fost găsit nici până la acest moment și a mers, de asemenea, în zona Ișalnița, unde știm că este cursul râului, dar nu sunt plaje amenajate. Și totuși erau oameni la plajă. Da,
atât la Bucovăsc cât și la Ișalnița. Erau tineri care erau intrați în apă până în apa le trecea de umeri și chiar se distrau, da. Nu țineau seama de nimic. Noi am vorbit cu ei și ne-au spus că nici nu știau că s-a înecat acel tânăr. Și chiar făceau glume, după cum exact, am văzut și în material, da. Că ha-ha, dacă mă nec, dacă mă nec și eu aici, da. Plus că erau familii cu copii. Poate că oamenii erau prudenți, așa cum ne-au spus, că nu vor intra în apă, că stau puțin decât se udă cu apa și stau pe margine la plajă. Mult mai populată era plaja la Ișalnița. Probabil această dorință de adrenalină, nu știu, erau mulți tineri, era această tentație de a merge de pe malul Jiului pe o insulă formată în mijlocul râului Jiu. Ei trebuia să traverseze Albia. Într-adevăr, locul prin care ei treceau, traversau, apa le ajungea undeva la brâu. Dar există riscul să apară, dar există riscul să apară un vârtej sau o groapă, pentru că noi știm că de multe ori sunt oameni care merg și iau nisip de acolo sau apele au fost destul de adânci și de învolburate, pentru că nu mai mult, deci în urmă cu câteva săptămâni noi am avut inundații, Jiul a fost destul de mare. Oamenii spun că nu le este teamă, nu știu, poate merg și dintr-o lipsă de bani, poate merg și din comoditate, pentru că de cele mai multe ori sunt cei care sunt în zonele apropiate. Se întâmplă, fie că sunt tineri, se întâmplă, sunt copii și chiar persoane adulte. Noi știm că de-a lungul timpului, așa cum spuneam la început, întâmplările astea sunt pentru noi evenimente și le-am relatat de fiecare dată. S-a întâmplat să se înnece în Jiu una, două și chiar trei persoane chiar deodată, iar de-a lungul anotimpului cald mult mai multe. Și totuși oamenii nu învață nimic din aceste lecții. Problema este pe care le dă că viața. Totul se face pe cont propriu, să zic, pe pielea lor. Pe propria răspundere. Da, pe propria răspundere. Nu se gândesc poate nici o clipă, pentru că erau tineri care spuneau, mie nu mi se întâmplă, mie poate se neacă altul, dar mie nu mi se întâmplă. Și noi știm că au fost cazuri când dintre cei înnecați au fost persoane care știau chiar bine să înoate. Problema este că aici, pe aceste plaje neamenajate, nu este nimeni să-i avertizeze. Singurul avertizment care vine din partea Aba Jiu. Ei au niște plăcuțe puse undeva la intrarea pe aceste poduri care traversează Jiul, și la Ișalnița, și la Podari, și la Bucovăț. La Bucovăț nu am găsit această plăcuță. Și pe aceste plăcuțe scrie scăldatul interzis în Jiu. Da, am discutat despre UNEC și în emisiunile anterioare și știu că am avut o declarație a reprezentanților Administrației Bazinale de Apă Jiu, care spuneau că se confruntă mereu cu furtul acestor plăcuțe pe care este trecut acest avertisment cu scăldatul interzis. Da, același lucru ni l-a spus și nouă azi directorul Marin Tălău, cel de la Aba Jiu, că posibil ca acele plăcuțe, pentru că i-am spus, la Bucovăț nu le-am văzut. La Ișalnița, într-adevăr, ele existau. Le-am văzut cu acest avertisment. Și ne spunea același lucru, că sunt furate frecvent și ei trebuie să le reînnoiască. Înțeleg. Cei de la Administrația Bazinală de Apă Jiu, Aba Jiu pe scurt, în afară de această responsabilitate, să spunem, a informării oamenilor în legătură cu faptul că în respectiva zonă nu este voie să intri în apă, nu este voie să se scalde oamenii, mai au și alte atribuții, adică pot să dea o amendă dacă găsesc pe cineva că intră în apă sau... O să vezi că e curios. Nici ei nu au nicio atribuțiune în acest sens. Nici măcar să pună aceste plăcuțe. Ei administrează deci râurile, Albia râului și efectiv retragerea apelor formează acea plajă.
administrează această zonă, dar ei nu au nicio responsabilitate în privința scăldatului. Tot directorul Abajiu îmi spunea că nu există o normă legală care să-i oblige nici măcar să pună aceste plăcuțe. Pun ei aceste plăcuțe din proprie inițiativă. Îmi spunea chiar că pe alte râuri, din alte regiuni ale țării, posibil nici să nu existe aceste plăcuțe. Totuși ei pun aceste plăcuțe. Numai că populația, oamenii, nu țin seama de acest avertisment. Deci, în afară de ei, nimeni se pare că nu mai are nicio atribuțiune în acest sens. Înseamnă că nici nu pot să amendeze pe cineva pe care îl prind. Nici nu pot, da. Că îi întrebam, poate să puneți o pază sau niște oameni. E destul de greu să pui pază sau să patrulezi pe, spuneau că au 7000 de kilometri de curs de râu. Da. Și e foarte greu să faci acest lucru, să controlezi într-un fel. În afară de cei de la Abajiu, știu că cei de la Direcția de Sănătate Publică au o anumită responsabilitate, dar nu de a interzice scăldatul în zonele neamenajate, ci, din câte știu eu, responsabilitatea lor este aceea de a informa oamenii cu privire la pericolele la care se expun scăldându-se în zone neamenajate. Și te-aș ruga pe tine să te rog să ne spui cam ce recomandări are Direcția de Sănătate Publică în această privință. Da, la rândul lor și ei tot așa avertizează și fac apel la conștiința oamenilor. Dacă ei sunt răspunzători și responsabili pentru viața lor, bine, dacă vor să se supună unor riscuri, este iarăși alegerea lor. Într-adevăr, eu am redactat un articol și am vorbit cu cei de la Abajiu și cu cei de la Direcția de Sănătate Publică. Ei îmi spuneau așa că este un risc pentru sănătatea oamenilor acum mă fac puțin purtătorul de cuvânt, pentru sănătatea oamenilor care se scaldă în râuri, în lacuri, în iazuri, canale de irigație, într-un cuvânt, în locuri neamenajate. Și puneau pe primul loc, iată, deces prin NEC, deoarece nu este cunoscută exact adâncimea locului în care oamenii merg să se scalde, iar în apele curgătoare, așa cum este Jiul, se pot forma vârtejuri. În plus, oamenii riscă îmbolnăviri. Eu știu că acolo la Ișalnița unde am mers era un tânăr care venise la plajă, dar el spusese că contactase, se îmbolnăvise, deci conjunctivită, și totuși venea în continuare la Jiu. Pe căldura asta. Exact. Nu mai contează că faci conjunctivită. Iată ce spun ei, că îmbolnăvirile pe care oamenii, la care oamenii se expun mergând astfel la scăldat în zone neamenajate este leptospiroza. Știm că este o boală infecțioasă manifestată prin febră, dureri de cap, dureri musculare, care afectează ficatul, rinichii, meningita, bol de piele, bol digestive, afecțiuni ale ochilor, iată cum spuneam, conjunctivita, pot chiar să se expună înțepăturilor de căpușă, pentru că am văzut că pe acele margini sunt tot felul de boscheți de plante. Și de aceea și avertizează că nu ar fi bine ca cetățenii orașului, noi toți să mergem așa la scăldat în locuri neamenajate și să alegem totuși niște locuri. Există și la noi câteva stranduri, câteva piscine, probabil că sunt mulți care preferă să meargă pe malul Jiului ca să nu mai plătească un bilet posibil de intrare, și asta, fără să țină cont de riscurile foarte mari totuși la care se expun mergând. Cât de cald ar fi afară, nu vă aventurați, dragi spectatori, în locuri unde nu ar fi chiar indicat, pentru că se întâmplă, iată, tot felul de incidente, tragedii, adevărate tragedii, pentru că, așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, chiar ieri s-a întâmplat ca un adolescent să dispară în apele Jiului. Maria, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența din această seară în emisiune. Dragi telespectatori, vă propun să trecem acum la cea de-a doua temă de discuție despre care vă spuneam la începutul emisiunii.
Și după ce am văzut, iată cum petrec această zi caniculară craiovenii sau doljenii care sunt în vacanță ori au o zi liberă de la serviciu, vă invit să urmărim un material video realizat de colegii de la știri, material care are drept protagoniști pe oamenii muncii, oamenii care astăzi, indiferent de cât de cald a fost, a trebuit să meargă la serviciu, să muncească în aer liber sau în hale, după cum veți vedea, sau a trebuit să meargă cu mijloacele de transport în comun din Craiova. Haideți să vedem materialul. E foarte cald, cald, nu mai putem nici să mai respirăm. Căldură mare, Monșer, după cum spunea unul dintre personajele lui Caragiale. Craiova se topește sub arșiță, dar oamenii trebuie să muncească. Am făcut prima oprire pe un șantier din Craiova, acolo unde muncitorii își văd de treabă, fără să țină parcă seama de faptul că soarele dogorește. Șantierul a primit vizita inspectorilor de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj, care au dorit să se asigure că angajatorii respectă condițiile impuse de legislația muncii pentru activitățile desfășurate în aer liber, în condiții de vreme caniculară, cu temperaturi extreme. Angajatorii trebuie să ia următoarele măsuri. Pentru ameliorarea condițiilor de muncă, trebuie să alterneze perioadele de repaus cu perioadele de lucru, să reducă timpul de lucru, să asigure spații umbrite sau ventilate pentru refacerea capacității de termoreglare a organismului. Pentru îmbunătățirea stării de sănătate, trebuie să asigure apă minerală adecvată în cantitate de 2 până la 4 litri de persoană schimb, să asigure acolo unde este cazul sau unde sunt condiții dușuri reci și echipament individual de protecție. Dacă aceste condiții nu se pot asigura, durata zilei de lucru trebuie redusă, iar ziua de lucru trebuie împărțită în două etape, pentru a evita activitățile în orele cele mai fierbinți. De asemenea, angajatorul trebuie să asigure primul ajutor și transportul către cea mai apropiată unitate sanitară pentru cazul în care un muncitor are probleme de sănătate din cauza căldurii. Da, oamenii au apă, au pauze mult mai dese decât în condiții normale, deci nu e vorba numai de pauza normală, la 2 ore și jumătate, 3, în funcție de temperatură, le dau pauză. 10 minute, un sfert de oră. Au aer condiționat la ei în barac, unde se schimbă. În ciuda soarelui nemilos, oamenii aflați astăzi pe șantier nu se plâng. Ce oferă în zilele caniculare? Apă, o dignă, când se hotărăște pauza, să luăm pauza la o oră. Cine hotărăște pauza? Șeful de șantier. La o oră sunt 10 minute, în sfert de oră. Care să simte rău, să retrage o perioadă, să odinește la umbră. Și... De fapt, nu umbră și noi vreau câte 10 minute, în sfert de oră, mai fumă o țigare, mai pauză la o țigare, 10 minute. Apă aveți? Avem. Am lăsat șantierul în urmă și am ajuns pe calea București, unde se muncește cu spor la reabilitarea liniilor de tramvai. Oamenii nu par afectați de efectele caniculei. Se asigură aici apa pe zi? Da. De unde? Apă minerală. Vă aduc șefii sau cum? Da. Iau cu suc, băgară mai rece. Programul avem de 8 ore. Și stați mai mult? Deodată, de urgență. Ajunși în zona pieței, am fost curioși să aflăm cum suportă căldura oamenii care merg cu mijloacele de transport în comun. Canicula îi afectează, dar parcă mai mult îi deranjează starea autobuzelor. Uitați-vă, autobuzul acela e de o seamă cu mine. Cum este în autobuz pe vremea aceasta? Foarte cald. Foarte cald. Căldură de murim? Noi avem din jumate în jumate de oră spre Bucovăț. Nu e aer condiționat, mașini vechi, nu sunt bani, ratul mare. Intrăm și în halele pieței centrale din Craiova. La ultimul popas vedem lume destul de multă, și comercianți și clienți. Și aici atmosfera este fierbinte, la propriu, iar cel mai mult au de suferit piețarii, care stau toată ziua la tarabe așteptând să își vândă marfa. E ca rău și murim aici. Ce să facem în piață? Nu să vindem marfa? Nu mai facem bani, muncim și muncim în zadar. Aer condiționat nu aveți, nu? Avem, eu ce să moare omul, mur cu zile cu alea. E rău, foarte greu. Căldură mare. De aici, din piață. Din piață, de acolo. Nu o cumpărăm, o numai la cirmea, de aici, de la robinet. Ce vi se oferă? Mai nimic. Ventilatoarele astea, atât. Și ventilatoarele acelea fac față? Nu. Merg ventilatoarele, dar e foarte cald afară. Ventilatoarele nu fac față? Păi nu fac față, pentru că e cald rău. Ce să fac? Cum vă descurcați? Ia uite, mulți. Ne
facem vânt, că nu mai putem. Însă aerul condiționat. Iată, dragi telespectatori, aceasta a fost atmosfera în cea mai călduroasă zi a acestei veri. Acum în studio alături de noi se află Roxana Nica, colega de la Gazeta de Sud. Bună seara, Roxana, bine ai venit. Bună seara, bine te-am găsit. Tu ai fost cea care s-a plimbat astăzi prin oraș ca să iei pulsul în activitățile desfășurate și în aer liber și în hale și pe stradă, pur și simplu ai vorbit cu oameni de pe stradă. Ai văzut cum suportă orașul, poate ne spui și cum ai suportat tu căldura astăzi. E destul de greu pentru că a fost trecerea asta bruscă de la ploile care au fost foarte abundente în ultimele săptămâni și acum a venit dintr-o dată căldura. Astăzi a fost cea mai călduroasă zi din an și oamenii suportă cu greu căldura, ies la plimbare cu sticlele de apă după ei, cu pălării, cu șepci, cu evantaie. Cu umbrele am văzut foarte multe. Cu umbrele, foarte, foarte multe persoane. Mai greu este totuși, însă mai greu este pentru persoanele care muncesc în aer liber, pentru vânzătorii din piețe și pentru oamenii care aleg să meargă, fiind nevoiți, să meargă cu mijloacele de transport în comun. Pentru ei situația e destul de cruntă. Așa cum am văzut în materialul video, ai fost astăzi în vizită la un șantier din Craiova. Nu știu exact pe unde este, tu știi mai bine, nici nu contează foarte mult, pentru că probabil aceeași situație, aceeași atmosferă este peste toate șantierele și pe Calea București am văzut că se lucrează și acum pe caniculă. Acolo a început astăzi excursia. De acolo am plecat excursia. Să vedem dacă angajatorii își respectă normele pe care ar trebui să le respecte pentru angajați, dacă le oferă condițiile optime pentru temperaturile maxime. Am fost cu inspectorul de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj, Emil Murgu. Am mers la un șantier unde acum se va face fabrică de pâine. Este un lucru de vreo lună de zile, nici ei nu ajunseseră niciodată pe șantier. Și am găsit oamenii, unii munceau, alții stăteau la umbră, dar de fapt stăteau pe unde apucau, pentru că aveau un singur loc pe care îi mai ferea de razele soarelui și acela era destul de neîncăpător pentru câți erau. Erau vreo 30 de suflete acolo, jumătate stăteau în acea încăpere, restul erau chiar pe jos, așezați și încercau să se ferească cumva de soare, dar erau chiar fix în mijlocul atmosferei incinse. După cum ai vorbit tu cu oamenii, în afară de această căldură, pentru că asta este pe șantier, poate ai barăci unde să te adăpostești, poate nu ai, sunt doar acele corturi probabil improvizate ca să asigure puțin, să facă o puțină umbră. Aș vrea să te întreb dacă, așa cum ai vorbit, după cum ai vorbit tu cu oamenii de acolo, dacă erau, să zicem, mulțumiți, aveau apă suficientă, cei care erau responsabili de ei, nu știu, dacă le asigurau un timp de odihnă, pentru că pe caniculă asta este, face efort fizic, la un moment dat trebuie să te mai și odihnești. Că apă aveau, erau alimentați cu apă de la o firmă din Craiova și până la ora 2, cam așa, consumaseră 60 de litri de apă, 30 de persoane deja și mai așteptau alt schimb să mai aducă apă. Însă căldura nu aveau decât să o înfrunte. Erau la muncă și erau la ordinele șefilor. N-aveau cum să plece acasă. Luau pauze destul de des. La 2-3 ore stăteau câte 10-15 minute, dar nu erau suficiente pentru ei. Curgea sudoarea pe ei, efectiv, sub razele copleșitoare ale soarelui. Da, așa este pe șantier, din păcate, da. Și nu cred că se poate opri munca. Nu pot să oprească oricând, nu au pauze fixe. Au spus că dacă se simt obosiți și nu pot să își continue activitatea, nu e nicio problemă, nu-i ceartă nimeni, nu-i trage nimeni la răspundere, se așează undeva unde au umbră și încearcă să-și încarce bateriile. Acolo, în afara baracii respective pe care o improvizaseră probabil angajatorii, mai aveau o cabină unde ei se schimbau și în cabina aceea destul de micuță aveau aer condiționat. Tot în cabina aia aveau un automat de cafea și de unde își luau apa de la dozatorul respectiv. Prea puțin intrau acolo pentru că era spațiul mic, vă dați seama, probabil se făcea căldură mai mare decât afară. Dacă intrau mai mult odată. Dacă intrau mai mult odată, da. Intrau, încăcoreau, se hidratau. Și ieșeau și își continuau activitatea. Bun, ai zis că ai fost împreună cu inspectorii de la ITM. S-au găsit în regulă pe șantier?
ce a spus, ce a spus domnul Au spus Murgu, că la prima vedere, da, Emil Murgu, la prima vedere nu s-ar vedea nereguli, însă ei trebuie, angajatorii trebuie să ofere, deci angajatorii trebuie să ofere transport în caz de accidente la locul de muncă, în caz de temperaturi extreme și omului vine rău, trebuie să îi asigure transport la cea mai apropiată unitate sanitară. Și deocamdată nu făcuseră dovada că au transportul respectiv. Acum rămâne, a rămas să verifice toate actele, dar a spus că în general cu apa, cu echipamentul pe care trebuie să-l acorde, că trebuie să le dea șepși, trebuie să le dea echipament de protecție individuală, nu a găsit nicio neregulă. Însă ne-au spus că temperaturile extrem de ridicate sunt considerate temperaturile de peste 37 de grade sau când indicele de temperatură depășește pragul de 80 de unități. Exact cum a fost astăzi. Da, la noi astăzi, din câte am înțeles, nu s-au înregistrat peste 37 de grade, dar indicele de temperatură a fost depășit. Și tocmai deci este că a fost caniculă, a fost caniculă în toată regula. Ne-au vorbit și despre despre normele pe care ar trebui să le respecte angajatorii în cazul temperaturilor ridicate extreme, cum a fost ziua de astăzi, și spuneau că pentru ameliorarea condițiilor de muncă, ei trebuie să reducă, angajatorii trebuie să reducă intensitatea și ritmul activităților fizice, să asigure ventilație la locurile de muncă, ceea ce pe șantier n-aveau cum să asigure, doar în încăperea aceea foarte mică. Alternarea era singura închisă, probabil. Era singura încăpere închisă. Se consideră probabil ventilație naturală. Da, se consideră ventilație naturală, exact. Trebuie să alterneze efortul dinamic cu efortul static. Să alterneze perioadele de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenți de aer, ceea ce se și întâmpla, oamenii când oboseau nu mai aveau, nu aveau decât să-și ia pauza bine meritată. Și trebuie să mai asigure apă minerală, cel puțin 2 litri de apă pe zi, maxim 4 pentru, de la între 2 și 4 litri de apă pe zi pentru persoană, pentru fiecare persoană, să asigure echipament individual de protecție, ceea ce am văzut că se asigură, apa se asigură. Aș vrea să te întreb ceva, scuză-mă că te întrerup, apropo de acest echipament de protecție individuală. Angajatorii, probabil că, așa cum ai spus, de fapt, nu probabil, asigurau acest echipament. Probabil ai văzut în baraca respectivă că aveau căști, veste și așa mai departe. Muncitorii purtau acest echipament de protecție, pentru că asta știu că este o problemă. Chiar mare. Este o problemă. Unii purtau, alții nu. Mare. Unii foloseau șepcile respective mai mult să-și facă aer. Deci era aerul atât de irrespirabil încât nici nu se mai gândeau să-și protejeze capul, să-și protejeze, să se protejeze de razele ultraviolete, că erau nevoiți să-și facă aer cumva să poată să respire. Deci domnul de la ITM te-a păcălit puțin spunându-ți că nu prea s-au găsit nereguli sau au fost dânsul mai indulgent, pentru că dacă găsești un inspector mai drastic așa, te poate amenda și pentru faptul că muncitorii tăi nu poartă acele echipamente de protecție. Aș spus că în cazul în care ar fi să luăm literam, toate șantierele ar fi sancționate, pentru că sunt oameni, ei aveau echipamentul, dar o parte îi purtau, alții nu. Da. Asta nu mai depinde de ei. Da, de asta te-am întrebat, pentru că știu că asta este o problemă în general a șantierelor în zile ca acestea foarte, foarte calde. Oamenii, exact cum spuneai tu, să stea cu casca aceea pe cap. Da. E cam greu, deși dacă se întâmplă, Doamne ferește, vreun accident, casca aceea îi protejează. Da, ei înlocuiseră casca cu șepcile de soare, fiind cald și... Așa, O altă măsură pe care ar trebui să o aibă angajatorii în vedere atunci când vorbesc de menținerea stării de sănătate a angajaților, ei trebuie să le asigure dușuri, ceea ce era imposibil. Da, spuneai că era o singură baracă. Da, era o singură baracă în care se schimbau, acolo beau apă, avea un automat de cafea și restul doar o improvizație afară, erau patru stâlpi înfipți în pământ și acoperiți cu un celofan și cam asta era locul lor de umbră. Da, da, asta e, dar probabil... Este un șantier mai micuț, te întreb, sau este în care nu s-ar fi putut mare. Amenaja un spațiu din acesta cu duș, sau poate cerința cu dușul nu este la obligatoriu. Nu cred că respectă aproape niciun șantier din Craiova. Nu știu, eu n-am văzut dușuri în șantierele din Craiova.
Rămâne de asta, este un subiect de anchetă. Sunt și, sunt și condiții pentru angajatorii care nu pot să respecte condițiile de care am vorbit mai sus, cum vorbeam, că nu pot să pună dușuri. Da. Ei trebuie să reducă durata zilei de lucru a angajaților. Ca să compenseze lipsurile. Ca să compenseze, da. Cumva. Trebuie să eșaloneze pe două perioade a zilei, să lucreze până în ora 11 și să revină la lucru după ora 17. Da, să evite exact acea perioadă în care razele soarelui sunt cele mai puternice. Da. Deci cam asta a fost pe șantierul la care ai mers tu în vizită. Cei de la ITM ce ți-au spus? Se mai fac, se vor mai face astfel de controle în următoarele zile? Pentru că, dacă nu mă înșel, și mâine o se anunță caniculă. O să urmeze controlele și la alte șantiere din Craiova, dar voiam să mai spun că există și prevenirea unor îmbolnăviri determinate de locul de muncă, de condițiile pe care le întâlnesc. Deci te poți îmbolnăvi. Deci pe șantier. Da. Așa, te rog, și oamenii trebuie să asigure, angajatorii trebuie să le asigure oamenilor examenul medical periodic. Să vadă dacă trebuie, dacă nu au voie să stea în căldură excesivă și în funcție de asta să se ia măsuri. Trebuie să, angajatorul e obligat să asigure primul ajutor muncitorilor în caz de îi vine rău de la căldură și să asigure transportul la cea mai apropiată unitate sanitară. Ceea ce aici, asta ar fi fost prima neregulă pe care ar fi găsit-o, că nu ar fi putut să dovedească în momentul de față că pot să asigure transportul la cea mai apropiată unitate sanitară. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu o amendă de la 1500 până la 2500 de lei. Pentru angajator. Pentru angajator care nu respectă... Am înțeles. Și acum te rog să îmi răspunzi la întrebarea pe care ți-am adresat înainte să te întrerup. Dacă cei de la ITM au anunțat că vor mai face controle și în următoarele zile pe șantiere și în alte locuri unde se desfășoară activități în aer liber? Au spus că o să continue controlele pentru că este normal să fie în mijlocul acțiunii, să vadă dacă angajatorii își respectă normele pe care ar trebui să le respecte și dacă muncitorii sunt tratați așa cum trebuie, că până la urmă sunt și ei oameni. Sunt oameni, bineînțeles, și depun un efort fizic extraordinar, da. Și pe căldură este cu atât mai rău. Bun, asta a fost vizita pe șantier. Ce a urmat în plimbarea ta de astăzi, din ziua cea mai călduroasă? Am mers la piață pe șantier. Pot să spun că am stat, cred că, vreo oră și un pic. Deci am simțit și eu căldura pe care o simțeau oamenii aia și chiar e insuportabil. Am uitat să spun, aveau un de apă. Un dozator? Nu, un dozator. În aer liber aveau un puț, cum ar veni, de apă și de acolo se răcoreau și își dăteau cu apă pe față, pe gât, pe mâini. Aveau și un robinet. Un robinet, exact. Se răcoreau, încercau cumva să facă față temperaturii de afară și după aia reveneau din nou la muncă, n-aveau ce să facă. După care am mers în Piața Mare din Craiova, unde ușile și geamurile erau deschise la perete. Dar aerul nu se simțea absolut deloc, era în grămădeală, lume multă, oameni care cumpărau, încercau să cumpere cât mai repede să plece acasă și chiar și cu ușile și geamurile deschise nu se făcea față. Mai erau câteva ventilatoare undeva prin colțurile cele mai aglomerate ale pieței și aerul nici cu ele nu putea să fie respirabil. Mai ales femeile din spatele tarabelor se plângeau că se descurcă și că n-au decât să se descurce așa cum pot. Își fac aer cu evantaiele, cu cartoane, cu diferite caiete. Încearcă să se conformeze pentru că astea sunt condițiile și n-au decât să vândă acolo. Asta le este meseria. Era greu și pentru oamenii care vindeau în afara pieței, pentru că ei chiar nu aveau niciun acoperiș deasupra capului, stăteau fix în soare și singura improvizație cu care veneau de acasă era o umbrelă din aia de soare care îi mai ferea puțin de razele copleșitoare ale soarelui. Și produsele din piață în ce stare erau? Oamenii sufereau de căldură. Sufereau de căldură și totodată spuneau că și vânzările au scăzut, pentru că fiind temperaturile atât de ridicate, oamenii nu mai vin așa de des la piață și preferă să se ducă la magazinul de la colțul blocului, să-și cumpere repede ce îi trebuie și să plece acasă.
Erau și legume puțin pomuite din cauza ploilor care au fost în ultima perioadă și probabil acum, stând în căldura aceea care este în piață, automat se mai pomuiesc. Și oamenii oricum care cumpărau, se uitau, le alegeau, încercau să negocieze prețuri și cum este la piață. Da. Cam cald la piață, din păcate, și pentru cei care merg acolo, pentru că, așa cum spuneai tu, se duc și au repede ce au de cumpărat și fug la răcoare, și pentru comercianții care trebuie să stea toată ziua să încerce să-și vândă marfa. Asta este. Și să zicem că am încheiat și vizita de la piață, după care ai fost și ai vorbit cu oamenii care așteptau în stațiile de autobuz de la piață. Ce spuneau oamenii? Le-a plăcut foarte mult, nu? Păi spuneau că pleacă din piață. Am fost chiar la stația de autobuz din fața Pieței Mari și oamenii spuneau că abia așteptau să plece din piață, să ajungă acasă mai repede, și așteaptă zeci de minute cum se așteaptă după autobuze, și când vine autobuzul, vine încărcat. Încărcat, se mai umple și cu oamenii care voiau să urce și aveau plase automat că veneau de la piață, și se plângeau foarte, foarte rău de căldura care e în autobuze. Spuneau că e mai rău decât într-o saună, că sunt geamuri care nu se deschid, și pe lângă geamurile care nu se deschid, sunt condițiile mizere din autobuze. Este rugina, sunt podelele rupte, scaunele netapițate și rupte, geamurile care nu se deschid, ușile abia se închid, se aude zgomotul acela când urci într-un autobuz, știi clar că ești în Craiova. Aglomerația e de nedescris și automat aerul devine irrespirabil. După ce că e cald afară, se face și în autobuz. Roxana, înainte să încheiem, o să te întreb dacă ai avut curajul să urci și tu în autobuz, să faci o călătorie de o stație în autobuz, sau doar ai vorbit cu oamenii care așteptau să plece un autobuz? Am urcat în autobuz, adică în mai multe autobuze, am așteptat în stație, dar am stat doar până când a plecat autobuzul, pentru că mai fusese în săptămânile trecute tot așa într-o călătorie rat, să văd care sunt condițiile, și știam deja cam cu ce se confruntă fiecare om care alege să meargă cu mijloacele de transport din comun din Craiova. Am înțeles. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența din această seară în emisiune și pentru informațiile pe care ni le-ai dat. Dragi telespectatori, dumneavoastră, vă propun să trecem la cea de-a treia parte a emisiunii. Vă spuneam că vă vom prezenta situația din spitalele craiovene. Vă invit să urmărim împreună acum un scurt material video filmat astăzi în spitalele craiovene, și vă invit să vedeți cum au suportat pacienții din spitale canicula și temperaturile extrem de ridicate. Ferestre și uși deschise, evantaie și folii de staniol puse pe geamuri. Așa încearcă să facă față căldurii extreme pacienții internați la Spitalul Județean de Urgență din Craiova. Aceștia par însă resemnați și nu se plâng foarte mult de condițiile în care stau. Este cald în staniol? Foarte cald, foarte cald. Trebuie să supraviețuim. Și cum vă descurcați? Cu apă. Doamnele asistente care ne mai ajută pe aici, mai deschidem geamurile. Asta e singura variantă, să ne recurim. Ce să facem? Măi, cu geamurile deschise, măi, ușa. Noaptea cum vă descurcați? Și noaptea tot la cald. Ce să facem? Asta e. Condițiile sunt acceptabile. Aici este mai bine, aveți și... Avem un pic parasolar și ideea este că noi suntem bolnavi și acceptăm condițiile. Că dacă am fi bolnavi și am stat acasă, n-avem medici. Și aici apreciem și calitatea personalului, și calitatea condițiilor, și faptul că când vii bolnav în spital, trebuie să ai o brază. Și nu e nicio problemă. Da? Ne mai ajută cu nevantăi, cu apă rece, cu de toate, cu o ușă deschisă. Pe secție sunt doar două saloane cu aer condiționat, care a fost cumpărat de către medici. În unele saloane de jumătate din secție sunt jaluzele verticale cumpărate tot de medici, și restul care le-ați văzut fără jaluzele verticale sunt așa cum le dotează spitalul. Și aer condiționat decât acele două saloane, restul oamenii își fac ventilația naturală deschizând ușa, geamul. La câțiva kilometri distanță, la Spitalul Filantropia, am găsit la maternitate o secție modernizată recent, condiții mai bune. Proaspetele mămici sunt încântate. Este foarte bine. Este o temperatură normală. Da, este o temperatură normală. Și aerul condiționat stă tot timpul la drumul sau? Da. Cum vi se pare temperatura? Cum vă descurcați? Foarte bine, foarte bine. Deci este un spital extraordinar. Un
Deci eu n-am cuvinte să spun despre oameni și despre condițiile care s-au făcut acum. Noastră nu simțiți că e foarte bine? Este extraordinar. Condițiile sunt perfecte. Pe craiovenii, ca de altfel pe toți locuitorii din sudul țării, îi așteaptă încă 3 zile cu temperaturi extreme. Iată materialul video despre care vă spuneam și care face trecerea către cea de-a treia parte a acestei emisiuni. A treia parte în care este alături de mine Ana Maria Predilă, redactor la Gazeta de Sud. Bună seara, Ana Maria, bine ai venit, bine ai revenit la noi. Bună seara, mulțumesc din nou pentru invitație. Cu mare plăcere întotdeauna. Iată, ai fost în vizită în spitalele craiovene să vezi cum suportă și pacienții și cadrele medicale temperaturile foarte ridicate. Ca să începem discuția, te aș întreba la care dintre unitățile spitalicești ai fost astăzi să vezi care este situația. Am mers la Spitalul Județean numărul 1 pentru că acolo sunt internați cei mai mulți pacienți și este cea mai mare nevoie, cea mai mare necesitate. Am mers și la Spitalul numărul 2, la maternitatea Spitalului Filantropia. În celelalte spitale se intră mai greu, la boli infecțioase, la neuropsihiatrie, nu putem intra așa oricând și atunci din acest motiv am ales să mergem mai mult în aceste două spitale din Craiova. Din ce, ai vorbit cumva și cu conducerile acestor spitale ca să întrebi informativ Sigur. Situația din spitalele acelea? Sigur, da, am vorbit cu directorii ambelor spitale. Ideea este că nu ideal ar fi, sau normal, nu ideal, ar fi să nu vorbim despre caniculă în cadrul spitalelor. Din păcate, ca seria neregulilor din spitale continuă, printre care și faptul că pacienții în aceste zile caniculare se luptă cu boala, dar ca și cum nu ar fi de ajuns, se mai luptă și cu canicula. În mod normal n-ar trebui să se întâmple așa ceva. În spitalele din Occident, de exemplu, nici măcar nu se poate deschide geamul. Vorbeam cu directorul spitalului județean, care îmi spunea că acolo nici măcar nu se deschid geamurile și atunci, pentru că există un circuit automat de aerisire, de ventilație și nu este nevoie să se deschidă tot timpul geamul, oamenii nu au nevoie de aer în plus ca să poată să respire. Din păcate, noi nu avem așa ceva. Singura soluție prin care oamenii pot să respire și să scape puțin de soarele dogoritor este să deschidă geamurile, să deschidă ușile și să-și facă ventilație naturală, așa cum îmi spunea una din asistentele șefe din Spitalul Județean. Dar această practică de a deschide ușile și geamurile pentru a face curent, să mai intre puțin oxigen, să se mai aerisească, nu este și oarecum periculoasă pentru oamenii care sunt internați acolo? Da, pentru starea lor de sănătate. Vă dați seama că e periculoasă. Am fost acum, am intrat de dimineață la ora 10, am intrat noi în spital și în toate secțiile oamenii erau ieșiți pe saloane, din saloane, pe holuri, pentru că așa mai schimbă aerul și măcar mai pleacă puțin din zăpușala aia din salon. Și asta e singura variantă. Nu poți să stea așa, să nu respire deloc și atunci deschid și geamul, deschid și ușa, se face și curent. În plus, mai sunt deschise și ușile de pe holuri, dintre secții, ca să se facă și mai mult curent, dar în același timp și aer să se poată respira. E vorba de pacienți, dar e vorba și de medici și de asistentele și de infirmierele care lucrează aici. Toată lumea e toropită de această caniculă. Am văzut pacienții își făceau aer cu evantaiele, cu integramele luate de la chioșc și medicii își făceau cu documentele pe care le plimbă dintr-un salon în altul. Toată lumea găsește fel de fel de trucuri ca să mai scape puțin de căldură, da. La Spitalul Județean nu există și secții sau saloane sau secții, probabil, unde
este aer condiționat sau această situație cu curentul, cu ventilația naturală? Există, mai există saloane în care e și aer condiționat. Din păcate sunt puține, se găsesc câte două, trei, rar dacă găsim, nu cred că este vreo secție în care să fie aer condiționat peste tot. Eu am fost la secția de urologie astăzi mai mult, am insistat și am intrat acolo și am vorbit și cu pacienții și cu asistenta șefă de acolo, pentru că am văzut cea mai mare agitație, erau cei mai mulți oameni ieșiți pe hol, mi-a atras atenția și am mers acolo. Și de ce era atâta agitație? Pentru că lumea ieșise din saloane, medicii erau în consultații, se duceau în saloane să vadă ce se întâmplă cu pacienții și lumea ieșise, mai erau și aparținători care veniseră cu pacienții și de asta era agitație pe hol. Din păcate îmi spunea asistenta șefă de la această secție că doar în două saloane există aer condiționat și astea au fost puse de către medici în urma unor sponsorizări și prin tot felul de astfel de trucuri. La fel, doar jumătate din secție are puse jaluzele. Și asta pentru că nu există aer condiționat, dar nu există nimic în geam, nici o perdea, bate soarele toată ziua în voie. Nu există nicio modalitate prin care spitalul să se fi gândit să oprească cumva acest lucru. Da. Pacienții de obicei sunt cei care sunt nevoiți să găsească soluții și sunt tot felul de folii de aluminiu puse pe geamuri, sunt puse prosoape, haine, tot ce au la îndemână, astfel încât să mai facă puțină răcoare în locul în care stau. Să nu mai bată soarele chiar atât de rău. Asta la Spitalul Județean. Ai spus că ai fost și la maternitatea de la Spitalul Filantropia și am înțeles că acolo este o altă situație, o altă lume. Da, acolo e practic cum ar trebui să fie, e normalitatea. Nu e, cum spuneam, de spitalele occidentale cu ventilație automată și cu geamuri închise tot timpul, dar nu este aceeași situație ca la Spitalul Județean. Se cunoaște clar investiția făcută în ultimul timp acolo. Am mers tot cu asistenta șefă a spitalului, care ne-a arătat și am intrat în toate saloanele și era aer condiționat pus peste tot, jaluzele peste tot. De cum intri în spital, îți dai seama că e o altă atmosferă. Ideea este că Spitalul Filantropia, secția de maternitate, arată că se poate și că niște investiții schimbă de la un an la altul, de la câteva luni la altele, schimbă atmosfera și ideea este că se poate. E foarte mare diferență de condițiile și căldura în care stau pacienții de la Spitalul Județean și condițiile în care stau mămicile sau viitoarele mămici în cadrul maternității din cadrul Spitalului Filantropia. Asta nu poate decât să ne bucure. Am sunat astăzi să putem să intrăm, să cerem acordul conducerii spitalului, să putem intra, să vedem care e situația și toată lumea ne spune, da, avem bine, avem, și a spus, e foarte bine că e bine. E cu atât mai îmbucurător să vedem că există. Da, și dacă există aceste condiții, este bine să și arătăm că există, pentru că de multe ori se vorbește că, în general, părțile negative ies în evidență. Da, și atunci dacă la maternitatea Spitalului Filantropia se poate, așa cum spuneai tu. Exact, noi nu trebuie să arătăm. Exact. Așa cum spuneam, pacienții sunt cei care au de suferit, nici noi s-au și nici în cazul s-au de câștigat, da. Da. Ideea este să încercăm să facem ceva pentru ei, pentru că e foarte greu. Sunt pacienți care am văzut astăzi, pacienți care reușesc să mai iese, să se ducă prin curtea spitalului, să se mai plimbe, să mai stea pe o băncuță la umbra unui pom, să se mai plimbe prin salon sau prin secții, ca să mai schimbe mediul și să mai scape puțin de căldura din salon. Dar sunt și pacienți care nu pot să se miște, care au fost atunci operați sau care au o boală mai
mai grea și nu le permite să se miște, să se plimbe peste tot. Și atunci am văzut pacienți care stăteau, se întorceau puțin de pe o parte pe alta și încet, încet cu șervețelul își tamponau fruntea ca să reziste. Da, este destul de greu, mai ales dacă, așa cum spuneai tu, sunt oameni care sunt imobilizați din cauza bolii și atunci ce se poate face? Până la urmă, oamenii aceia sunt internați într-un spital, trebuie să beneficieze de niște condiții, dar apropo de ce spuneai tu și de ce am vorbit în emisiunea trecută cu domnul doctor Bogdan Fănuță, important este că există un punct de plecare, există un exemplu de urmat. Da. Spitalul Filantropia e un exemplu de urmat în situația aceasta și cred că ar trebui să fie un impuls pentru autorități, având în vedere că arătăm comparația. Aici s-a făcut, mai e nevoie și aici. Cred că autoritățile și cei care dispun de, sau ar trebui să dispună de banii necesari pentru aceste investiții, să vadă că pacienții acum sunt mulțumiți în partea cealaltă, dar și că ar avea nevoie și cei din Spitalul Județean, pentru că acolo ajung cei mai mulți, ajung pacienți din întreaga Oltenie și acolo este nevoie mult mai mare. Ideea este că aerele condiționate sau jaluzelele, din păcate, sunt cam pe ultimul loc în lista investițiilor în Spitalul Județean. Sunt atât de multe lucruri de făcut încât aerul condiționat e ultimul lucru care se pune după ce este renovat. Dar chiar și așa trebuie găsită o soluție, pentru că oamenii aceștia stau într-o căldură insuportabilă. Ce spui tu, pentru că ai fost acolo. Da, de la ora 10 am fost noi și deja era insuportabil. Nu vreau să-mi închipui ce era pe la ora... După ora 11, da. Și ai reușit să vorbești cu vreun pacient? Da, am vorbit. Despre această situație, ce părere mai aveau vieții oameni? Da, am vorbit cu pacienții săracii, ce să mai zic, că sunt mulțumiți că cât de cât sunt acolo și cât de cât sunt îngrijiți. Cei mai mulți ridică din numeri și spun nu e normal ce se întâmplă. Plătim asigurări, plătim sistemul ăsta, finanțăm lună de lună din pensii, din salarii, sistemul de sănătate și când ajungem aici nici măcar condițiile minime nu le avem. Dar nu au ce să facă. Se hidratează, aveau lângă pe noptiera de lângă pat câte 2-3 sticle de apă, de ceai, mai iasă, se mai plimbă și cam asta e tot ce pot să facă. Asistentele sunt cele care le mai aduc apă și se duc și îi alimentează cu ceai, cu ce mai au nevoie, mai ales pe cei imobilizați. Deci cadrele medicale asigură așa o asistență suplimentară în aceste zile oamenilor care au nevoie. Da, e nevoie, pentru că se pot întâmpla multe, mai ales îmi spuneau asistentele șefe că acordă atenție mult mai mare persoanelor care suferă de boli de cardiologie. Pentru că ele sunt foarte afectate, da. Da, ele sunt cele mai mult afectate, pentru că oricând, poate dacă nu sunt hidratate, oricând pot să degenereze în altceva și atunci li se acordă o atenție specială. Însă mai mult de o sticlă de apă sau de ceai și nu au ce să facă. Și să verifice din când în când să vadă dacă sunt în regulă. Exact, da. Pe de altă parte, și medicii sunt puși să lucreze în condițiile acestea, să se ducă prin saloane, să îngrijească oamenii și să le curgă broboanele de apă pe frunte, pentru că asta e condiția, sau să stea în curent. Sau... Da, asta este meseria lor, să ajute oamenii, să-i asiste, să le asigure tot ce au nevoie. Ana Maria, spuneai că, vorbind despre pacienții din spital, spuneai că la fiecare noptiere era câte o sticlă cu apă, pentru că aceasta este regula de bază pe care probabil o știe toată lumea, că în timp de temperaturi extreme, călduri, caniculă, cel mai important este să ne hidratăm, să bem cel puțin 2 litri de apă, de lichide pe zi, fie apă, fie ceai. Pentru că tu ești jurnalist care se specializează pe domeniul sănătate, o să te rog să ne prezinți care ar fi recomandările generale pentru
a ne putea proteja cât mai bine de efectele caniculei. Da, în articolul care o să apară mâine în Gazeta de Sud legat de acest lucru, am scris despre situația pacienților și la un moment dat, mai spre sfârșitul articolului, am scris ce trebuie să facem să nu ajungem în locul lor, să ne coacem în saloanele spitalelor din Craiova. Facem haz de necaz, dar prevenția și faptul că trebuie să avem singur grijă de noi e singura soluție care poate să ne salveze, să nu ajungem în căldura de acolo. Mai bine stăm în căldura de acasă. Și fiecare la căldura lui de acasă, da, la răcoare, da, pentru cei mai norocoși. Oricum e mai bine acasă decât la spital, sigur. Indiferent dacă este căldură sau nu, mai bine acasă. Exact. Clar. Am fost și la DSP, Dolj, Direcția de Sănătate Publică este cea care se ocupă de prevenție, cea care trebuie să atragă atenția oamenilor și să le dea sfatul util în acest sens. Așa cum spuneai și tu, hidratarea este sfântă în această perioadă. 2 litri, 1 litru jumate, 2 litri de apă pe zi. Este foarte important de știut faptul că este bine să bem apă și nu sucuri carbogazoase sau bere, pentru că o prietenă care lucrează la o terasă spunea, vin oamenii și bea foarte multă bere și eu făceam, dacă ar ști că medicii spun că trebuie să bea apă și nu bere. Cu siguranță știu, dar sar peste aceste peste indicație. Uită, da. De ce trebuie acest lucru? Pentru că de ce trebuie să bem apă și nu suc sau bere? Pentru că acestea sunt fac mai rău organismului decât să facă bine. Pentru moment simțim că este bine, că corpul nostru se răcorește, dar de fapt după câteva minute începem să transpirăm mult mai mult decât înainte și atunci eliminăm imediat ceea ce am băut. De asemenea, cei de la Direcția de Sănătate Publică că le recomandă oamenilor să consume fructe, legume, alimente ușoare care să le ajute digestia în această perioadă, să nu aibă probleme în acest sens. Orice, fructele de sezon sunt minunate. Legumele proaspete, da. Castraveții, roșiile, pepenii, orice fructe și legume sunt recomandate. De asemenea, este recomandat să nu ieșim, să nu ne expunem la soare între orele 11 și 18, pentru că atunci soarele este cel mai puternic și este bine să ne protejăm. Dacă ieșim în orice moment al zilei, nu numai între aceste ore, dar cu atât mai mult între intervalul acesta orar, este bine să avem haine lejere, haine din bumbac, haine deschise la culoare, care să nu fie strânse pe noi și să ne permite să putem ca corpul să respire și la fel este bine să avem pălărie, să purtăm ochelari de soare. Razele ultraviolete, din păcate, sunt bombe care ne afectează corpul fără să ne dăm seama. Pe moment nu ne dăm seama cât de afectată este pielea, dar în timp se cunosc efectele. Apar tot felul de alunițe, apar cancerul de piele, face ravagii, din păcate. Și este bine să ne protejăm, pentru că efectele se văd pe timp îndelungat și nu neapărat atunci. Bine, asta pe lângă faptul că poate să înceapă să ne doară capul, faptul că începe să ne doară capul este primul semn că suntem deshidratați și că trebuie să ne hidratăm, să consumăm apă și lichide în general. Mulțumesc foarte mult, Ana Maria, și pentru prezența din emisiune și pentru aceste precizări care cu siguranță sunt utile telespectatorilor. Cam aceasta a fost emisiunea dedicată, dacă putem spune așa, celei mai călduroase zile a acestei veri. Dragi telespectatori, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, aveți grijă de dumneavoastră, stați la răcoare și asta este, sănătate multă! Sunt Oana Olaru, ne vedem data viitoare la subiectul zilei. O seară frumoasă!